Pentru tatăl meu, inteligența era tot ce conta. Din momentul în care s-a descoperit că fratele meu Andrei era un copil înzestrat, tata a început să vorbească numai despre IQ și cercetări din domeniul inteligenței. Aparent, un IQ ridicat presupune note mari, o carieră bună și oferă informații despre sănătate, mortalitate sau alte aspecte similare. Povestea lui preferată este cea lui Kim Ang-yong, un corean cu IQ oficial de 210. La doar 6 luni, acesta vorbea fluent în coreană, iar la vârsta de 3 ani, scria eseuri în germană și engleză. Apoi îl îmbrățișa pe Andrei și se uita la mine cu un fel de întrebare în privire. Uram chestia asta. Mă gândeam dacă mă voi ridica vreodată la nivelul fratelui meu în vreun domeniu. Când eram mic, eu și tata eram cei mai buni prieteni. Nici măcar nu-i păsa prea mult de IQ sau G sau orice altceva. Când fratele meu a început să citească la doar 2 ani, totul s-a schimbat. Brusc am fost uitat și curând am devenit cel încet. Când am luat un 6 la matematică, nici nu s-a uitat la lucrarea mea și a spus lui Andrei că aparent o maimuță are un IQ de 40. Uram sarcasmul lui. Odată la cină, când a început să vorbească despre inteligență sau G, a spus: G înseamnă inteligență generală și oamenii de știință spun că aceasta există deoarece majoritatea testelor de IQ sunt interconectate. În fine, ideea e că în timp ce vorbea despre asta, a început să deseneze un grafic pe o bucată de hârtie spunând: uite băiete, asta e distribuția inteligenței tuturor oamenilor din oraș. 0,1% dintre oameni au un IQ de 55 sau mai mic, 2% au un IQ între 55 și 70, 14% între 70 și 85, 34% vor obține punctaje undeva între 85 și media stabilită la 100. Alți 34% au un IQ între 100 și 115, iar 14% între 115 și 130. Doar 2% au un IQ mai mare de 130 și doar 0,1% au un IQ de geniu. 145 sau mai mare, ca fratele tău mai mic. I-am spus că nu mă interesează. Probabil nu ar fi trebuit. A explodat furios. Nu ești interesat? Știi ce înseamnă toate acestea, băiete? A întors hârtia și a luat-o de la capăt. Înseamnă că din 1000 de oameni, unul manifestă o formă de retard mental, care se traduce prin imposibilitatea de a fi independent. 20 au dificultăți în citirea unei hărți. 140 pot îndeplini sarcini simple la locul de muncă, dar nu se pot înrola ca soldați în armata SUA. 340 probabil vor termina liceul și alți 340 vor merge la facultate. Poate 140 dintre aceștia sunt capabili să termine medicina și să lucreze ca medici chirurgi. 20 pot scrie lucrări științifice importante și doar unul dintre ei vor reuși să intre la universitate de prestigiu precum MIT, unde IQ-ul mediu este de 145. Fratele tău are un IQ mai mare de atât. Peste câteva săptămâni, la școala mea a avut loc ziua carierei. Au venit câțiva oameni îmbrăcați în costume, care ne-au vorbit despre o nouă formă de evaluare cognitivă pe care o putem realiza, ce ne-ar putea ajuta să găsim slujba potrivită. Denumirea tehnică este scala de inteligență Wechsler. Când am auzit cuvintele care trimiteau la ideea de IQ, mi-au transpirat palmele. Inima a început să-mi bată mai tare. Acesta putea fi momentul adevărului. Apoi o femeie a început să vorbească. Ne-a spus că vom face un test și că peste o săptămână vom primi rezultatele, alături de anumite idei despre viitoarea noastră carieră. A spus că durează doar 90 de minute și că ne măsoară inteligența în următoarele 4 aspecte: raționament perceptiv, înțelegere verbală, memorie de lucru, viteză de procesare. Evaluarea era voluntară și prietenul meu s-a ridicat imediat să plece din clasă, arătând ce credea despre toată treaba asta. Inima îmi bătea în continuare foarte tare. Nu eram sigur ce să fac și am rămas în bancă. Învățătoarea noastră a împărțit apoi câteva fișe cu întrebări. Când a trecut pe lângă banca mea, i-a spus simplu: o să te descurci fără probleme. Nu cred că și-a dat seama, dar am fost atât de fericit să o auzi spunând asta. Poate că nu sunt chiar așa de prost la testele astea stupide de IQ. Poate că era ziua în care îi puteam demonstra tatei cine sunt cu adevărat. Ce să fac? Eram gata să-i arăt tatei că nu sunt idiot, așadar am decis să rămân. Am întors prima pagină și am citit următoarele. Raționamentul perceptiv este capacitatea de a gândi și de a raționa cu ajutorul informațiilor vizuale. Este capacitatea de a vedea ce ni se cere și de a organiza informațiile în mintea noastră sub formă de imagini. Prima întrebare era: când o hârtie este pliată sub formă de cub, care dintre următoarele colțuri atinge colțul A?
D, B, E sau C? Am încercat să pliez hârtia în mintea mea și da, a funcționat. Clar era vorba de colțul D. A doua secțiune se referea la memoria de lucru, capacitatea noastră de a păstra simultan mai multe informații în minte. Una dintre întrebări era, care este următorul număr din seria? 4, 12, 6, 9, 8, 6. Aveam 4 opțiuni, 6, 5, 10 sau 12. Secretul era să rețin mental toate cifrele și să identific tiparul. 4X, 6X, 8X, ceea ce însemna că următorul ar fi 10. A treia secțiune se referea la înțelegerea verbală, care măsoară capacitatea noastră de a accesa vocabularul, de a ne exprima și de a aplica abilități de raționament asupra informațiilor prezentate verbal. Prima întrebare suna așa. Care este diferența dintre cuvintele dezmințit și nedezmințit? Au sensuri similare? Au sensuri contradictorii? Sau nu înseamnă nici același lucru, nici opusul? Trebuia să fie vorba de sensuri contradictorii. A patra secțiune se referea la viteza de procesare, ritmul în care preluăm informații noi și le înțelegem pentru a pregăti un răspuns. Una dintre întrebări era, care este a 12-a literă a alfabetului? Este T, L, R sau B? Când m-am uitat la ea, mi-am dat seama că trebuie să elimin toate opțiunile care nu păreau corecte. Numărarea ar fi durat prea mult, așa că răspunsul corect era L. După ce am terminat toate cele 50 de întrebări la timp, m-am simțit mai relaxat. La final, femeia a spus, multe cercetări din ultimul secol s-au concentrat asupra testului de IQ pe care tocmai l-am făcut și există dovezi convingătoare că inteligența este în mare parte produsul genelor noastre. Există o estimare a impactului moștenirii genetice, care fluctuează între 50% și 90%, deși mediul contează și el. Apoi a continuat, în special cu privire la influențele negative din copilărie, cum ar fi boli infecțioase, malnutriție, poluarea aerului sau plumbul din vopseaua pereților casei tale. Acestea pot contribui la reducerea permanentă a IQ-ului. Motivul a explicat aceasta este că în perioada prenatală și în primii ani ai vieții, creierul consumă o mare parte din energia corpului pentru a crește și dacă organismul este atacat, nu poate susține creșterea creierului la potențialul său maxim. Cu alte cuvinte, te-ai născut cu un IQ greu de schimbat. Părinții buni și școlile pot menține IQ-ul la nivelul genetic prestabilit și pot contribui la o creștere mică. Deși influențele negative, cu siguranță îl pot reduce considerabil. Spun asta pentru cazurile în care primiți săptămâna viitoare un punctaj și recomandări care nu vă mulțumesc. E bine să știți că nu puteți schimba mare lucru în privința lor. Chiar dacă vă antrenați ani de zile sau continuați școala pe termen lung, este aproape imposibil să vă creșteți punctajul cu mai mult de 10 puncte. E important să vă gândiți la asta înainte să deschideți plicul. Nu e nimeni obligat să o facă. Când mi s-a înmânat plicul o săptămână mai târziu, am fost nerăbdător să-l deschid. Am respirat adânc. Totuși, înainte să rup plicul m-am oprit. Chiar vreau acest lucru? De ce îmi pasă atât de mult? Vreau cu adevărat să fiu în competiție cu fratele meu? Și dacă da, ce demonstrează asta? Există nenumărate aspecte ale vieții mele care contează mai mult decât testele de inteligență. Probabil nu sunt un geniu, dar nu m-am descurcat rău. Și mai important, știu că nu trebuie să dovedesc nimic nimănui. Am decis să nu deschid plicul. Și mi-a plăcut acest nou eu. Liber de astfel de limitări. M-am simțit ca și cum aș fi maturizat. De fiecare dată când îl auzeam pe tata vorbind mândru despre Andrei, doar zâmbeam. Mi-am dat seama că nu era vorba că îl iubește mai mult. Nu. Adevărul era că fratele meu i-a oferit șansa de a primi atenție. De a fi cineva. Era tatăl unui geniu. Și nu doar un simplu manager de nivel mediu la o bancă de pe strada principală. După câțiva ani am renunțat la facultate și mi-am înființat propria companie. Apoi m-am îndrăgostit de o femeie minunată și ne-am construit o familie. Fratele meu este acum profesorul la universitate renumită, dar nu a găsit încă fata potrivită și ca mulți oameni foarte inteligenți, suferă de depresie. Tatăl meu nu mai acordă atât de multă importanță IQ-ului. Acum este un bunic mândru. Se spune că este nevoie de inteligență pentru a ști cum să faci lucrurile corect, dar de înțelepciune pentru a lua decizia corectă. Faptul că nu am deschis plicul acela a fost cea mai bună decizie din viața mea. Iată 5 întrebări dintr-un test real de IQ. Aveți 5 secunde pentru fiecare. După ce ați terminat, scrieți răspunsurile în comentarii. Mult noroc! 1.
Un pachet de carduri cadou are o lungime de 8 cm, o lățime de 4 cm și un volum de 64 de cm cubi. Care este înălțimea cutiei? Unele bargălăzi sunt ciongos și unii ciongos sunt muhațene. Sunt unele bargălăzi cu siguranță muhațene, da sau nu? Max avea nevoie de 7 uși noi pentru casa lui de la magazinul de bricolaj. Mașina lui putea transporta doar 2 uși odată. De câte ori a trebuit să meargă Max la magazin? 2, 4, 7, 8 sau 9? Arta este pentru perete, ceea ce este ceașca pentru mâner, cafea, margine, cuie, dulap. 5. Care este numărul lipsă din seria următoare? 1, 16, 81, 625, 1296. Dacă ți s-a părut util, vizionează și celelalte videoclipuri ale noastre și abonează-te. Dacă vrei să ne susții munca, alătură-te nouă pe patreon.com/sprouts. Pentru mai multe informații și conținut suplimentar, vizitează sproutschool.com.